printre rafturi elegante cu bijuterii sofisticate, parcă și destăinuirile curg mai ușor. Îndrăgostită până peste cap de Italia, Cristina Belciu uimește cu detaliile din viața ei amoroasă. Ai cunoscut italieni și ți-ai dat seama că nu rezonezi cu stilul acela de bărbat? Să zicem că sunt bărbați și bărbați, ca peste tot. N-am avut nicio relație cu un italian, pentru că am fost legată foarte mult de România, dar cred că dacă ar fi să aleg între italieni și români, totdeauna aș alege românii, pentru că au o altfel de masculinitate, dar sunt și... Mi se par romantici, rău italienii. Da, mie nu-mi plac atât de romantici. Păi da, dar nu e romantismul ăla clișeic, e așa mai, nu știu, e altceva, mie-mi plac italienii. E multă vrăjeală, credeți-mă. Păi da, e vrăjeală, dar e din aia bună. Nu, mie îmi place să mi se zică în față, direct, totul, știi? Deci tu e genul care, dacă ai pus o rochie pe tine și întrebi, iubi, cum îmi stă cu ea, par grasă, trebuie să zică, par grasă. Zic că ești grasă, nu par. Înțelegi? Ăla e bărbatul. Adevărat, sincer. Deci Cristina Belciu spune nu italienilor. Momentan, nu, stai. Eu am foarte mulți prieteni italieni care sunt foarte mișto, dar n-am găsit eu. Stai să vedem. De ce mă... Că-mi tai tot elanul acum. Momentan ești în tatonări cu cineva. Ai pus ochii pe vreun bărbat sau singură, singură? Nu am făcut niciodată singură, singură. Acum aș fi ipocrită, sincer. Niciodată în viața mea n-am fost singură, singură. Nu sunt nici cu cineva. Să zicem că orice femeie are în jurul ei bărbați. Care o curtează. Care o curtează, exact. Nu am ales pe nimeni momentan. Există... E un fel de casting. Nu e, nu, nu-mi place să numesc așa. Mai stăm. Testăm terenul, cum s-ar spune. Ești în recunoaștere. Exact. N-am nicio grabă. Suntem tinere, frumoase. Deștepte. Deștepte. Mai așteptăm. Știi cum e? Trebuie să stai să-l cunoști în toate ipostazele, în mai multe contexte, ca să vezi dacă e ce trebuie sau nu. Baby, you the love of my life. Dacă tot suntem la capitolul dragoste, Cristina Ciobănașu știe cum să echilibreze perfect balanța între carieră și iubit. Eu încerc să nu îmi fac un program de muncă și duminica. Duminica, de regulă, o petrecem împreună, fie cu familia, fie doar noi doi, fie cu prieteni. Și încercăm să mai lăsăm fiecare de la el din programul din timpul săptămânii, în sensul în care dacă e, spre exemplu, e un eveniment ca în seara asta, încerc să-l iau și pe el, în seara asta nu s-a putut, dar încerc să-l iau și pe el pentru că bifez cumva două lucruri. Având în vedere că este medic, ți-ai implementat și ție niște obiceiuri sănătoase pe care poate nu le aveai înainte? Da, am avut o perioadă în care trebuia să port o gutieră pentru că am avut de lucrat niște chestii la dantură și mi-a dat o cutieră de purtat în somn. Și evident că nu o purtam tot timpul, doar că, fiind cu doctorul în casă... Venea acolo, măi, gutiera! Ți-ai pus gutiera? De ce nu ți-ai pus gutiera? Ca o mamă, vezi, știi, cu copilul pe tine. El este adeptul unui stil de viață sănătos, mă gândesc că poate e mult mai atent la alimentație, la orele de dormit. Amândoi am devenit atenți la alimentație, pentru că în cazul meu, meseria mă obligă să fiu atentă la alimentație și sănătatea, pentru că am avut și o gastrită la un moment dat și mi-am dat seama că trebuie să fiu un puțin mai atentă. Să știi că el a avut o influență foarte pozitivă, asupra mea, pentru că eu nu făceam sport când l-am cunoscut, nu pentru că nu aș fi vrut, ci pentru că eram puțin leneșă și văzându-l pe el că perioada în care l-am cunoscut se trezea la 6 dimineața, scotea cățelul să-și facă nevoile. Ce-i prost? Și după aia se ducea la sală și după aia abia se întorcea acasă, își mânca micul dejun și pleca la muncă. Mă simțeam și puțin așa în plus în casă, că useless. Da, știi, sună lui alarma la 6 și eu dorm ca o purcică. Ce să mai? Și m-am uitat la el și am zis, băi, nu, trebuie să facem ceva. M-a ambiționat faptul că îl vedeam pe el și el în continuare e așa. Adică se duce de 3 ori pe săptămână la box, face box și acum și-a făcut un abonament la o sală de lângă noi, o sală de fitness,
și face și încă de două ori pe săptămână sală fitness normal. Și îl apreciez super mult pentru că la ce ritm de muncă are, ar putea foarte bine să zică, știi ceva, mă duc acasă să mă uit la un serial, că sunt prea obosit. Nu, el se duce la sală. Și asta e un exemplu pe care l-am lângă mine și mă motivează tocmai pentru că mă simt prost că el arată bine și eu nu, știi? Și atunci zic, a, da, hai, competiție, care e? Care arată mai bine? Oana Zara și Bogdan Nedvedi sunt gata pentru un nou pas pe aleea iubirii. Uite, având în vedere că tu ești în lumea muzicală, ea este în lumea actoriei, există gelozii din partea voastră, spre exemplu, ea dacă joacă o scenă care implică un bărbat sau tu poate filmezi un clip cu o femeie, sunteți deschiși la treaba asta? Eu am intrat și eu în lumea actoriei. Bun venit! Aici avem o informație picantă, ce proiect ai pe rol? Și eu și Oana am filmat într-un film care se numește Omul fără linia vieții și o să aibă premiera pe 29 noiembrie, film regizat de Adriana Vasilcov și o să avem nume mari în film, adică Carmen Tănase, Maia Morgenstern, o să fie un film foarte, foarte tare. Și voi doi ați jucat un rol care era implicat un cuplu? Nu puteți să-mi spuneți? Noi n-avem treabă unul cu altul. Eu sunt cu altcineva! Da. Uite, vezi de aici întrebarea mea, zici că am simțit. Nu intervine gelozia când se întâmplă lucruri de genul sau sunteți deschiși? Cred că era acolo, știi, pe zetă, îi venea să-l omoare din... Asta, iubita nu mea! Nu intervine gelozia! El a fost cu mine la filmări când am filmat. Păi da, dar dai seama, el stătea acolo într-un colțișor așa și se uitat vre, dacă pui mâna mai așa pe iubita mea te strâng de gât. Un pic, m-am uitat, da. Mi se pare că sunteți un cuplu foarte bine închegat și mie mi se pare că sunteți făcuți unul pentru celălalt, de aceea suntem la și cred că domnul s-a mai inspirat pentru inelul de logodnă. Inelul! Ai întrebat de inel? Da. Îți zic eu ce s-a întâmplat. M-a trimis să-mi caut inelul, a zis du-te și caută-l. Dăm poză cu el și cu Marina. Ai trimis-o să-și caute singură inelul? Mă, pe semne că tu ești pretențioasă. Da, e pretențioasă. Da, pentru că nu vreau să cumpăr ceva și după aia să mă duc să-l dau înapoi. Păi uite, un băiat deștept și să nu fie ceva urât sau să-i greșești mărimea. Da, da. Fii atentă. Ia alte bărbat că o să ți-l ia alta dacă nu-l iei tu. A gândit-o bine. Ai auzit, da? Îl iau, îl iau. Da, da, și pe ea. Adică e reciprocă treaba la amândoi. Am luat-o. Cred că-l cer eu până la urmă, vin cu inelul și zic. Bine, mă, hai. Ah, credeam că avem o exclusivitate. Mersi mult. Before and after.